Așa, mușchiul s-a îmbogățit cu 13 aditivi. Injectarea se folosește în mai toată industria de carne. La piept de pui, mușchi de porc, la Kaiser, șunci. Imaginile din arhiva știrilor ProTV arată că injectoarele sunt nelipsite, iar mezelurile din carne tocată sunt pline de prafuri ce le dau savoare, de apă și sare, ca să tragă la cântar. Nimic de zis, conform normelor UE. Oamenii aceștia care țipă de ce spui adevărul, de fapt atentează la sănătatea publică a nației române. Deci este un lucru foarte grav. Sănătatea publică este o chestiune de siguranță națională și nu spun cuvinte mari. Doctorul Mencinikovski este spaima fabricanților de alimente, amenințat cu procese și pus la zid. Omul are însă ce să-i faci principii. Convingerile principiile nu poți să ți le schimbi, pentru că ele sunt obiective. Adică în știință noi acceptăm și ceea ce nu ne place. Dacă așa este rezultatele, dacă aparatura ne spune lucrul ăsta, eu nu pot să mistific, să spun că albul este negru. Cel care te atacă vrea să ascundă ceva. El spune că e dreptul nostru să știm și să alegem ce mâncăm și că producătorii ar trebui să fie mai transparenți. Eludează drepturi ale, nu numai ale consumatorului, ci drepturi fundamentale ale omului. Dreptul la a te exprima liber, dreptul la a spune adevărul științifice. Așadar, umami e delicios, dar indirect și cu timpul aduce boală. Obezitate, afecțiuni cardio și cerebrovasculare, hipertensiune, poate duce la infarct, iar unii specialiști spun că aditivii alimentari contribuie și ei la apariția maladiilor neurodegenerative, Parkinson și Alzheimer sau chiar a cancerului. Acidul citric îi dă energie celulei canceroase. Asta face. Și mai ales dacă ești bolnav de cancer, este în faza de progresie, când a început metastazierea, îți accelerează cancerul și în loc să mori în 2 ani, mori în 3 luni. Medicii spun că peste 70% din cazurile de cancer s-ar preveni prin alimentație sănătoasă. Când cumperi un lucru și nu e bun, vezi destul de repede. Însă cu mâncarea e altfel. Nu mănânc acum și mă îngraș mâine. Nu fac cancer peste o zi și nici infarct. Însă aditivii cu duiumul au început să provoace oamenilor sensibili alergii, la care lumea medicală nici nu s-ar fi gândit vreodată. La Iași, în clinica de alergologie, nu e niciun pat liber. Pacienții, unii ajunși în stare critică, hrăniți cu perfuzii, își revin după ce renunță la condimentele preparate, la fast food, la ketchup-ul sau la sucul preferat. Marius a stat o săptămână la pat. Mi-am cumpărat o șaurma dintr-un supermarket. La vreo 2-3 ore mi-au apărut niște pete pe corp. Mi s-au umflat buza de aici și aici jos și am fost nevoit să merg la urgență. Pentru că riscam să mi se umfle și laringile sau faringile, nu știu ce exact, și să fac un stop respirator. Mi-au administrat o perfuzie și 2 injecții cu adrenalină, după care m-a revenit. Acum își face teste să afle la ce este alergic. Doamna Hăulică a aflat deja condimentele de supă. Încep să-mi apară mâncărimi pe tot corpul. Simt așa o senzație de rău, de greață de multe ori. Nu mai cumpăr nici subco sau ce mai este în comerț. De 20 de ani de când sunt medic, nu am găsit așa o afluență de cazuistică pe alergii alimentare. 25% sunt alergici, deci o pătrime din populație. Acest număr va crește. Un părinte alergic creează 66% șanse ca și copilul să fie alergic. De vină sunt poluarea și stresul, medicamentele, detergenții, deodorantele și mâncarea. Cel mai vulnerabil este copilul. Și la iaurturi am întâlnit. Da, anumite iaurturi care au coloranți și au aditivi alimentari. Suntem rezultatul unui organism chimic. Deci tot ce se întâmplă la noi, deși a fost foarte bine creat imunologic, am avut grijă, între ghilimele, să dereglăm tot mecanismul imunologic care a fost inițial conceput bine. Niciun gust nu mai este moderat. Tot ce ni se vinde e mai dulce, mai picant, mai gustos. Umami. Explică-i cuiva care este, dependent de dulciuri, să renunțe la ele. Explică-i să renunțe la anumite condimente care îi fac plăcere. Când el are asta, ăsta este flavorul lui, deci asta îi dă tot sensul mâncării. Iar efectele încep să se vadă. De 20 de ani încoace, americanii suferă de obezitate și alergii, iar europenii le calcă pe urmă. De când Franța are cele mai mari vânzări de fast food din Europa, s-a spulberat și mitul franțuzoaicelor suple și mlădioase. Se vor umple spitalele, tot felul de patologii, va crește, practic, cheltuiala statului, pentru că lanțul se închide. Se pare că tot mai mulți dintre noi ajungem în spital să tratăm doar efectul, nu și cauza bolii. Și băgăm în noi în continuare chimicalele despre care neurologul ne-a explicat că nu fac rău unui corp sănătos. Lângă pat, sticla de suc care stă nu o zi, 2-3, lângă patul lui, nepusă la frigider, ne la nimic, cu toți coloranții respectivi și
este fericit că își bea sucul și nu mai are nici ideea de supă, nici ideea de ceai. Ce mai, suntem sclavii gusturilor, iar cel de-al cincelea, umami, nu-i de neglijat. Cât despre glutamat, normele europene acceptă 1% în mâncare. Dacă mâncăm cantități, kilograme de alimente care conțin glutamat, atunci cu siguranță că vom depăși dozele, să spunem, de siguranță. Și chiar apare un sindrom descris ca fiind sindromul bucătăriei asiatice. Amețeli, dureri de cap, senzația de greață, de vomă. Ajungem în bucătăria chinezească. Pui în 5 culori, creveți prăjiți, orez, pachetele de primăvară, pui Shanghai. Toate gusturile sunt potențate la final cu niște monoglutamat de sodiu. Bucătarul din Beijing recunoaște că fără el, mâncarea n-ar face nici două parale. Băieții de la masă sunt clienți vechi. Unii au lucrat aici ca ospătari și spun că mor dacă nu trec pe la restaurant măcar o dată pe săptămână, fiindcă mâncarea e foarte gustoasă. Mâncarea asiatică, în general. Dar cred că are ceva de a face și condimentul ăla. Am eu impresia asta, așa că oricât ai încerca în orice altă parte, nu este la fel. Și într-adevăr, chiar creează o stare de a mai mânca felul respectiv, adică mai vrei același fel. Dacă încearcă și tu cu sală, uite, molă. Nu poate nimic. Nu poate nimic. Parcă are gust de sămun. Nu e. Dar ce rău poate să facă? Asiaticii sunt cei mai sănătoși și mai longevivi oameni de pe pământ. Au peste 20.000 de persoane, începând în Japonia, care sunt peste 100 de ani. Dieta lor a fost bazată an și an de zile pe orez. Ei nu au avut atât de multe alergii până când nu a fost introdusă diversificarea. Deci a început carne intens, cancer de colon intens, alergici sunt nenumărați pentru că au diversificat în sensul dezvoltării, practic, ceea ce facem și noi. Bine, ne întoarcem la magazin și căutăm ceva sănătos. Raftul cu alimente bio e lipsit de culoare și mâncărurile foarte scumpe. O simplă napolitană fără aditivi costă 13 lei și riscă să se strice în raft, fiindcă n-are conservanți. Un pate vegetal natural, 12 lei, iar cel obișnuit nu costă mai mult de 2 lei. Constatăm că în ziua de azi e un lux și să produci și să cumperi alimente naturale. Teo e un bucătar de lux. Lucrează într-un restaurant fusion, care combină diverse tradiții culinare. Și-a dat demisia de la restaurantul în care clienții cereau cartofi prăjiți, fiindcă orgoliul lui de bucătar cu școală era jignit. Părerea lui despre glutamat. Este o păcăleală. Un exces de glutam duce la o supraexcitare a papilelor gustative. Dar nu vorbim despre un gust propriu-zis, ci despre o falsă, să spunem, informație adusă creierului. Pe termen lung, într-adevăr, duce la dependență. Vorbim despre produsele fast food, în care o cantitate infimă de materie primă îmbogățită cu acest glutamat de sodiu duce la consum excesiv. Deci Teo nu folosește potențiatorul de aromă. În schimb, cunoaște mâncărurile bogate în glutam și știe să-și satisfacă mesenii. Mușc de vită cu foie gras în sos de foie gras, acompaniat de ardei la grătar cu orez cu ierburi. Savoarea o obține și prin șocuri termice la care supurne carnea. Încearcă să dea creierului înfometat plăcere prin cât mai multe ierburi, nu tăia de mărunt ca să nu și rosească aroma. Substanța naturală care dă cel de-al cincilea gust, umami, e în toate. În ficatul de rață, în busuioc, în rucola, în ardei, în orez, chiar și în mușchiul de vacă. Mâncarea lui e delicioasă, deși nu seamănă cu nimic din frigiderul meu de acasă. Aici am încercat mai să... Mai vreau, creează dependență. Creează dependență. Da, acesta este adevăratul umami, care mă face să tot comand acest mușc de vită cu foie gras. Asta e grav, fiindcă o porție costă cam 50 de lei. Când ai mâncat ultima oară la un fast food? Mi-aduc bine aminte că în anul 2005... Copiii lui merg totuși, o dată pe lună. Mănâncă și mezeluri și dulciuri de la magazin o dată pe săptămână, dar numai des, fiindcă se feresc de euri. Dar dacă ne gândim bine, e practic imposibil să mâncăm natural. Oare ne-a pus cineva gând rău și vrea să ne îmbolnăvească? Teoria conspirației mondiale se întinde de la mâncare și unde e de găsit efectul, pentru că aici sunt bani foarte mulți în joc, până la alte lucruri. Nu, să nu exagerăm, deci să nu alunecăm pe panta asta că ajungem la Balamuc. Dar înainte de Balamuc, mai facem o oprire la magazinul chinezesc din Colentina. Bună ziua! Aveți glutamat de sodiu? 2 lei, da? Da. Și cât se pune? 4 puțin. Cu condimentul miraculos procurat direct de la sursă, facem un ultim experiment. Nu, iacă, deci nu-mi place. Seamănă, după cum arată, parcă ați trat de naftalină. Da, sunt deschis către orice. E,
putem să spunem delicios ca și supele instant, ca și gustul de pui, ușor dulceag, înțepător, iar după aceea ușor acid. Vreți să degustați? Da, un gust foarte bun. Da. De carne. De carne. Asta este gustul umami. Te induce puțin în eroare. Gustul în sine te induce în eroare. Nu știi ce să crezi, dar mâncarea îi dă cu totul și cu totul alt gust. Nu vreau, în mod deosebit. E evident că medicii sunt mult mai atenți ce pun în gură, iar cei care n-ar gusta din mirodenia sintetică ce a îngenunchiat întreaga planetă ne mai dau un sfat prietenesc. Cu cât este mai frumos aranjat, mai șters, mai colorat, mai din străinătate, mai nu știu ce, cu atât uneori poate să fie exact ca și cu cipercile otrăvitoare, știți? Roșii și otrăvitoare, nu degeaba. Atrăgătoare și plin de chimicale. Nu vreau să iau un unt care ține un an de zile. Până când vor apărea studii care să spună clar ce e bun și ce e riscant, vor trece zeci de ani. Și până la urmă, aceste adausuri, trebuie să recunoaștem, fac mâncarea mai ieftină și mai accesibilă, într-o lume în care foametea e un flagel. Totul e să știm și noi dacă supa pe care o soarbem cu nesați chiar are neapoi sau doar.